Duminică noaptea, cei doi tineri au atras toate privirile pe centrul vechi prin scandalul făcut. Au tâlhărit un bărbat căruia i-au sustras borseta. Și-au continuat distracția scoțând din borseta furată un pistol airsoft cu care au tras în aer. Cei doi au fost potoliți de polițiști care i-au luat cu cătușe din centrul istoric al Târgoviștei. Au fost duși în fața procurorilor. De ce v-au adus aici? Nu tras cu pistolul. Dar cine a tras cu pistolul? Ce s-a întâmplat? Bine. De la ce a fost scandalul? I-ați luat și borseta? Nu! Ați luat dumneavoastră cu pistolul? Nu te voi feri! De la ce v-ați luat la bătaie? Nu, nu, în față! I-ați luat pistolul? Nu i-a luat frate nimeni pistolul, nu i-a luat nimeni. De la ce a fost scandalul? Bă, lasă-mă, nu mă mai întreba. De la ce a fost scandalul? De la nimic. Regretați că l-ați bătut? Regretați că l-ați bătut? Mafiotul răduce pe Cătălin. De ce a tras? Procurorii au decis rapid în cazul celor doi. Tânărul de 21 de ani, care a atras cu pistolul în aer, a primit control judiciar pentru 60 de zile, iar cel de 27 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Ambii sunt anchetați pentru infracțiunile de fur calificat, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.